Măi, iau și răcnește. Strigă, răcnește, la dânsul acasă. Instituția lui e permis. Mai uite, le cumpărăm de toate și când vii la dânsul ieși pentru a rezolva o întrebare, Doamne ferește ce faci. Da, aici e guvernul. Aici se numește guvernul. Noi pentru asta am luptat, să venim aici să le spunem, trebuie schimbată legea și uite și urlă. El urlă că la dânsul acasă. I-a dat putere. I-a dat putere, el nu știe să compoarte, Doamne ferește ce se întâmplă, suntem la guvern. Suntem la guvern și am cerut audiență la un jurist oarecare, ne trimite să citim pe păreți, prin sunăm de la cachetă, telefoane. Doamne ferește ce putere are el aici, nu aveți idee. Aparatură, câte doi la ușă. De ce ne suntem ei oameni buni? El, cam pentru, da, cam pentru ce ar trebui să stăi aici, să ne plătim leafă. E că cam pentru ce ar trebui noi să ținem, să ținem tot asta aici. Cam pentru ce ar trebui noi. Noi cerim audiență și noi nu putem. Uite, de un an de zile îmblăm pe drumuri cu casa asta, e Piața Unirii 1, pe la primărie, pe la guvern, de un an de zile, legea insolvabilității. Puneți și aruncați la gunoi, într-o ladă, aruncați că este. La viceu, în parc, trimite-mi da. Parc. Ce e la viceu, mă trimite în parc? Eu am să fac amușa aici pe... Îi lămurești că... Străiești la viceu? Nu, tu știi, aici la dânșa acasă, atest. Numai aparatură, cafea, televizoare, apă, tot ce vrei le cumpărăm, le dăm. Dacă îmi vii să întreg, Doamne, și urlă. Nu pot să nu scoți telefonul. Că așa la primărie, dacă am vorbit cum scade, telefonul nu l-am scos. Deja nu echip. Uitați cât telefon e și cât televizoare are. De ce ne suntem bandiții ăștia, interesant? Cât o furat că-i suntem? Băi, noi am luptat să facem schimbări sau... Ei s-au așezat alți bandiți în creslă care ia apără alți bandiți și la intrare. Stecle, aparatură, nevoie, variante. Și nu mai pot intra. Doamne ferește, Doamne ferește, să duc bandiți și vin alți bandiți. În țările civilizate, intri la primărie, ai accesul, intri prin toate instituțiile statului, împli, nu, n-ai, în țările civilizate n-ai treabă, nu li păzăști nimeni. Aici câte doi păzăsc oameni buni. Aici câte doi păzăsc. Nu unul, dar doi. Da, ce să-i fac? Da, ce să-i lăs? Da, cum să-i lăs? Cum să-i lăs dacă el nu știe vorbi? Pe dânsul l-a educat, întâi să-l pui aici. El are idei de ceva. Întoarce capul, nu-i convine? Înregistrați de un an de zile și nu vor să ne dăie casa în da. Primire și a venit astăzi ca să ne hotărască să ne dăie casa. Guvern nou, așteptăm, nou, da, luptăm, alegem președinte nou, alegem guvern nou. Trăim în băligar, ei nu știu, dar Lorian și lege bine aici, super. Dar noi trăim în băligar cu leu 85 de servire acolo. Și n-ai cui te plânge. Și n-avem cui ne plânge, noi am zis să ne plângem da, și n-avem cui ne plânge. Aute, numai poliție, numai pază avem pe aici. Numai pază, numai poliție. Da. S-a pus pază, s-a pus poliție și nu avem treabă. Face lupe și vrei și, nu e, și este administrator de insolvabilitate și n-ai și face, este legea. Noi am venit după lege, la prim-ministru, la guvern am venit după lege. Noi am luptat, am ales, vrem schimbări, iați schimbările. O pus aici ectele unul de pază needucat și el urlă, țipă, răcnește. Dar mă, tău, cum a scos telefoane? Gata, omuțit, ectele, vezi? Telefoane, ta, că ai da. Zis bine. Chiar că o pridumăit bine și el. Și dacă are o pridumăit lucrul ăsta. Da. Cum scoți telefonul, cum tac, cum uțăște?
Ea, a pus mâinile la spate și a muțit. Nu-ți mai trebuie timp în parc? Da. Du-te după ușă, du-te pe pereți și caută. Dar la ce mai ședeți voi aici? Dacă să ne ducem după ușă, să ne ducem pe pereți? La ce mai alegem noi? Să-i hrănim. Dacă să-i șuier la afară, că să știe, ia uite, ei vin la plimbare, ei n-au treabă. Bună ziua, da. Nu, ele deja au propscuri de mult. Ia că-și face prim-ministru. Tu vrei să filmăm? Da. Filmăm și arătăm ce se întâmplă la guvern, da. Noi am votat și ne valim, dar noi nu putem intra. Nu. Nu și geanta, n-au cum mai pistolete acolo. Da, stiem. Cum ajung la guvern, cum stiem. Până la guvern n-aveau frică. Da, noi nu avem frică, că noi nu furăm. Unul după altul se schimbă, trei controle de Doamne ferește. Bună ziua! Ia uite, Piața Unirii 1. Scoate-i documentele, rapid. Chestia, ați fost la audiență, să vă programați la audiență. Nu, noi am venit prima dată la guvern, am fost la primărie, da. Ați fost la sunat la secretarie? Nu, nu. Hai că mergem. Știți care e chestia? Care e modalitatea? Dar nu să urliți de intrare. Noi am luptat, am făcut, am adus guvern nou, vrem legi, vrem să fim auziți, vrem luptăm de un an de zile, alegem președinte, ia uite. O luptat, o dat gazete, o făcut tot pentru schimbări. Citați-vă care e procedura. Acum, dumneavoastră ați luat legătura cu jurist. Da? Din secția petiții. În care unii ați vă programați pentru audiență. Înțelegeți? Deja cu dumneavoastră contactați la telefon, aici este telefon. Hai să vedem cum ați contactat. Eu am contactat și n-am mai contactat niciodată. Nu, nu ai făcut legătura să spui. Nu a sunat nimeni. Aha, hai să vedem. Hai să vedem dacă așa e de ușor. Da, să încerc. Nici nu m-am dus, că am victorie în sunat, nici n-am mai dat de nimeni. Da, dar și n-am mai dat de nimeni. Eu înțeleg, eu am fost. Eu înțeleg, da, pe altă zi. Da, posibil să nu fie azi, nu sunt probleme. Venim și luni, venim și marți, nu sunt probleme. Da. 372, da? Sau 405, da? 383. Așa și las, 383. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Când ați spus ziua că ați fost, eu înțeles, băieți, că dumneavoastră ați fost aici deja. Alo, bună ziua! Vine, Alexandru, vin și vorbește. Hai, ești tu. Da, l-a explicat așa. Da, la jurist, da. Наша проблема состоит в том, что есть компания Lexicon, которая обслуживает этот дом 20 лет. Она тут очень плохо, жильцы очень недовольны этим, и поэтому все были вновь в организацию на ЧЧЕ. Еще в декабре прошлого года. За эти полгода везем всякие приговоры по поводу передачи всех счетов, вся правка Lexicon, компания, которая обслуживала все вновь созданные ассоциации жильцов. Господин Петр Лупер, председатель Лексикома, не покупал отношения, не хочет передавать, получается, весь дом на обслуживание. Делаю администратор де инсолвабилитати. Акума журисту ворбеште пи телефон, ворбеште журисту пи телефон, са ведем. Ты наинте ну птем, венем айчи сунам, шну и ради тачна вручу манишка де коло. Dar vedeți că totuși are efect, cum scoteți telefoanele, are efect. Distribuiți, pe mine m-a închis ieri, pe Facebook-ul celălalt m-a închis. Distribuiți, oameni buni, vă rog frumos, distribuiți și arătați, pentru că iau frică de mine. Am fost ieri la discriminare și mi-a închis și filmul. Mi l-a închis filmul, unde și-am de la discriminare, iar Ian Feldman, și ala, cum se mai numește, familie care e o familie greoaie, Doamne ferește, O luat și ne-a luat telefonul din mâine și ne-a stâns telefonul. Și după asta m-a și blocat pe Facebook.
Nici la o jumătate de oră am fost blocată pe Facebook și alalt. Nu știu pe cât timp m-a blocat, ce-a făcut, nu știu, n-am idei. Dar ăștia sunt culiocarii, sunt oameni lui Dodon. La discriminare sunt oameni lui Dodon, oameni buni. Ei au frică. Ieri am pus pe Facebook la mine și pe omul lui Dodon Corduneanu, care vorbește de mine cuvinte urâte. Ei au frică de mine. Au frică de telefonul ăsta. Nu de mine, de telefonul ăsta. Corduneanu vrut să-mi cumpere telefonul, oameni buni. El s-a adresat la, de două ori la oameni și zis, cât costă telefonul acela, cât costă. Dar singur acolo spune, ascultați, e foarte interesant, dar singur acolo spune. Mă cheamă? Hai că vin, dacă mă cheamă. Da. Da. Alo, da. Bună ziua. Nu, este administrator de insolvabilitate, care i-a numit guvernul. Administratorii de insolvabilitate nu i-a numit primăria. Dar legea asta a făcut-o, guvernul, legea, și ei primăria nu pot face nimic. Primăria absolut nimic nu pot face. Trebuie schimbată legea, cum spune cel de la... Da. Și dacă eu m-am scris petiții neînregistrate aici la voi și răspuns n-am mai avut. Sau am adus petiții, ascultați-mă pe mine, am adus petiții și ni s-au spus, sunați după masă și să vă spunem numărul de intrare. Și nu ne-am mai spus numărul de intrare și răspuns n-am mai avut la guvern. De atâta eu am pierdut toată încrederea, am pierdut-o în guvern și vreau. Dar cum să nu ne adresăm dacă asta e problema cetățenilor, nu a mea? Sunt 500 de familii. Eu nu strig, eu acum sunt live și lumea se aude. A, ne ascundem după pandemie. Bine, hai, da, bine. Da, păi să mă crezi, da. Altceva nu știu, amea. Până mă mor eu de rac, dar mă mor de pandemie, dar mă. Dumnezeu, tot pandemie și COVID-ul, COVID-ul. COVID-ul și pandemie, actualistă. Nu, noi petiția îmi supunem cu ștampilă. Ia, vezi, mizurile. Așa rezolvat. În lădiță plângerea, în lădiță, fără ștampilă, indicați adresa corectă și o să veți răspuns. Și frumos așa să vorbească și să pui receptorul. Deci, ia ca pe cine am ales noi, pe bandiți. Da. Ia ca pe cine am ales. Doamna Mare, ca să înțelegi din partea noastră. Da, eu știu, dar eu știu v-am spus. Eu v-am scris nimic degeaba. Eu știu că ce am sunat o dată. Și ea și postavila, положила ті письма туда вверх. Не было ответа. И даже я им звонила и говорила, дайте мне входящий номер ваш, чтобы я записала номер, чтобы я знала, чтобы я просила ответа. Не было. И не один раз. И не один раз. Хуна нур. Я то вообще мандирек, что верит тот и лумя. Попробуй. Остальное ничего не можем делать. Они все равно не принимают, потому что у них пандемия. Все. Ați înțeles? Ei să, după pandemie, să ascund și gata. Tot este pandemie. Am să încercăm. Asta este. Dar să venim și am să strigăm în gură mare, să șuierăm când o spunem scrisoare. Și să telefonăm să ne spui numărul de lege. Și să arătăm chinouri în direct. Altceva nu avem ce face. Am luptat, am câștigat, am să vedem. Am crezut că alegem ceva mai bun, dar am ales ceva mai murdar. Da. La cine nu te-ai adresa, nimeni nici o mână. Nici o răspuns, da. Nici nimic. Așa vorbesc cu tine ca când nu-și un gunoi înaintea lor. Ca să nu e înregistrată, da. Ca să nu e înregistrată, da. Lumea trăiește, lumea cumpără apartamente. Cum? Da. Cum? Care înțelege juridic, e strașnă. Dar asta se dălge reșat guvernul. Guvernul. Da. A n-a dat pisat. Da. Bine, hadim, da. Да. Да, отзыв буны ши. Сперем. Да, интендец не умы на дяжу Тору, он сват.
ca să-l primim și noi trăim și noi într-o casă civilizată, noi trăim într-un băligar. Poți administrator de insolvabilitate, tu nu-l poți da jos. Da. Tu nu-l poți da jos administrator de insolvabilitate, că el nu vrea. Deci de prin judecată. Este judecată. Judecată 7 ani, 10 ani, 12 ani. Eu vă zile noi așa îndurăm pe drumuri cu documentele în mână, tot a registrat și el nu vrea să-mi dă-i casă. Eu dat o măsă, cadou, ea lui. Asta e statul. 500 de oameni. Da. Dar cum a statul voastră privatizat? Da, cum? S-a noastră, da, dar vedeți că ies că ea lui. Cum ies? El stă în aia. Voi v-ați privatizat în casă, dar casa nu aparține, nu e înregistrată. Să înțelegeți? Da. Înțelegeți? Da. Putești casa asta noastră. Și lege avem noi în Moldova, Doamne ferește. În casă nouă și nu plătesc cu 1,85 cum plătim noi 1,85. Eu plătesc de servirea blocului cu lift, cu apă, cu tot, 180 de lei. Vă place? Iată așa. Și trăiești în mizerie. Și trăim, da. Dar eu nu mai zic mizerie, eu zic băligar chiar. Iată asta este. Bine. Da, distribuiți și asta este. Distribuiți pentru că m-au blocat pe Facebook și alalt. M-au blocat pe celălalt.